Ziua Mondială a Nevăzătorilor a fost marcată astăzi la Botoșan printr-o acțiune derulată de Asociația Nevăzătorilor în parteneriat cu Cabinetul Parlamentar al deputatului Tamara Ciofu. La întâlnirea persoanelor fără vedere, care s-au relaxat jucând șah sau tablet, dar și cântând, liderul Asociației Nevăzătorilor și-a exprimat dezamăgirea față de modul cum sunt uneori tratate persoanele nevăzătoare de către comunitate și autorități. Sunt persoane nevăzătoare marginalizate ale societății de astăzi? Sunt, pentru că foarte multă lume nu cunoaște potențialul unui om nevăzător. Adică mulți, dacă observă un om care nu vede, face o asociere între handicapul fizic și cel mental. Și de asta, de multe ori, până să înțeleagă că de fapt, handicapul fizic nu este o... Mă rog, nu că n-ar fi o problemă, însă nu este cel care se poate să marginalizeze un nevăzător. Organizatorul acestei întâlniri și-a propus ca prin astfel de acțiuni să atragă atenția publicului că semenii noștri, fără vedere, sunt persoane normale, cărora autoritățile trebuie să le acorde în mod firesc tot sprijinul pentru integrarea în mediul social. Dacă ești undeva pierdut în întuneric și ai de mână un orb, sigur te va scoate la lumină, pentru că el, spre deosebire de tine, ca om normal, și-a dezvoltat și alte simțuri care îl fac să supraviețuiască și e bine să luăm model de tenacitate și de dorință de a trăi normal de la aceste persoane și să le ajutăm. Denumită și Ziua Bastonului Alb, Ziua Mondială a Nevăzătorilor a fost instituită de către Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor în anul 1993 la Varșovia. În fapt, ziua de 15 octombrie a fost proclamată Ziua Bastonului Alb de către președintele Statelor Unite ale Americii, Lyndon B. Johnson, în 1964.